Gata, s-a terminat task-ul, s-au întors fiecare la casa lui, fetele în casa lor, băieții în casa lor, și au început să discute, evident, despre toate cele petrecute. Cei din casa băieților le-au povestit cum a venit echipa de la Neața peste ei dimineață și au filmat. Se întrebau unii pe alții cum au reușit să meargă în casele celelalte, pentru că unii dintre ei n-au apucat nici să reacționeze. Delia spunea că ea s-a gândit că va fi un tas sau ceva și s-a gândit să se îmbrace, să-și ia sutienul, chiloții, lavaliera, așa că nu a apucat să coboare atât de repede. Dar prima ei curiozitate de dimineață era oare în ce pat cu cine a dormit Eliza. Le întreba pe celelalte fete asta chiar încă dinainte să se întoarcă Eliza în casă. Da, Valentina spunea că îi pare foarte rău că nu a reușit să meargă Delia în casa băieților, dar că vor mai fi și alte ocazii. Laura povestea că ea a venit de jos de la baie și tocmai vrea să se pună în pat, așa că era practic încă pe picior de plecare când s-a întâmplat acest lucru, de aceea a reușit să alerge rapid pe scări și să ajungă în casa băieților. E, vă dați seama, abia acum au început discuțiile pe seama celor întâmplate noaptea trecută și cu siguranță vor fi multe subiecte de discutat.